ce vis am avut. Mă aflam pe o colină, iar la picioarele mele erau toate bogățiile acestei lumi. Împărații pământului se închinau mie. Eram așa de puternic. Era așa de bine. Deodată, pământul s-a cutremurat sub picioarele mele. Am căzut, m-am rostogolit, m-a apucat groaza. Nu mă mai puteam opri căzând. M-am trezit într-o făgămână, într-un loc pustiu. Nu mai îmi simțeam mâinile. Sânge am văzut atunci pe mâinile mele. Am auzit voci, cuvinte de batjocură, de parcă sălbăticia râdea de mine. Acești oameni. Ia
Mesia Hristos, un prunc la care lumea se închină? Ce-ar fi vrând acest crai? Ce urmăresc? Îl caută pe Mesia Hristos. Amen.
bune. Magii au dispărut. Au fost în Betlehem, dar nu au fost în nicio casă. O iscoadă mi-a spus că a intrat într-o ezle. Dar nu se poate să fie așa. Nu i-am dat crezarea acesteia. Ce să caute în ezle trei crai? Ce împărat se naște în ezle? Nemernicule! Trebuia să cauți acolo, în ezle! Te-au înșelat! Nu ești bun de nimic! Ar trebui să te las fără viață! Dar îți mai dau o șansă. Ai grijă să nu mai greșești! Auzi! Mergeți la Betlehem și ucideți toți pruncii până la 2 ani, ca să mă asigur că împăratul ce s-a născut va muri! Dar, stăpâne, nu este drept să ucideți pruncii cei întâi născuți ai Betlehemului! Tu să taci! Să nu vă mai aud pe voi! M-am săturat de pretențiile voastre! V-am refăcut templul! V-am adus aur! V-am dat bogății și privilegii! Acum îmi vreți tronul! Oameni nimic ce sunteți! Vreți un Mesia? Un Hristos? S-a născut? Voi avea eu grijă să moară! Iar dacă nu s-a născut,
așteptăm pe moșu. Mulțumim că ne-a susținut. Mulțumesc părinților care plâng în spate și care plâng și acolo. Mulțumim pentru încredere! Thank you.
Deosebit.